Jaf armat la o bancă din sectorul 4 al capitalei. În urmă cu puțin timp, un individ a amenințat-o pe angajata instituției cu un pistol și a forțat-o să-i dea toți banii pe care avea în casă. Apoi s-a făcut nevăzut. Poliția a izolat deja perimetrul și a început o anchetă. Colega mea, Nadia Nechifor, este la fața locului și știe mai multe. Bună ziua, Nadia! Bună ziua, Monica, bună ziua tuturor. În acest moment este alertă la nivelul Poliției Capitalei pentru că agresorul care a dat lovitura în bancă a fugit imediat. Au fost aduși câini de urmă acum o jumătate de oră și au fost începute căutările în jurul locului unde s-a întâmplat această faptă. După cum puteți observa, zona în acest moment este încercuită, a fost izolată, nu are nimeni voie să intre în acest perimetru în afară de polițiști și criminaliștii care vor ridica probele găsite în interior. Cert este, spun anchetatorii, că agresorul purta mănuși, așa că cel mai probabil, din păcate, nu vor fi găsite amprente. Potrivit polițiștilor, a fost vorba despre un jaf armat. Practic, individul a intrat în bancă înarmat, avea un pistol asupra lui, despre care deocamdată nu se știe dacă era de jucărie sau era real, și a forțat-o pe cea care se afla acolo la pupitru, angajata băncii, să îi dea o sumă de bani. Deocamdată nu știm ce valoare, cât a furat acest individ. Practic, banca nu avea pază, așa că acesta a avut destul timp la dispoziție să fugă. La un moment dat, angajata a reușit totuși să apese butonul de panică și așa au ajuns aici anchetatorii de urgență și au început căutările. De altfel, în urmă cu puțin timp, am văzut că a venit aici și un echipaj de ambulanță, iar un medic i-a acordat îngrijiri medicale angajatei, care probabil a avut un atac de panică, însă ea nu a mers la spital, s-a întors aici la fața locului și stă acum de vorbă cu polițiștii. Polițiștii vor încerca să ia detalii despre acest individ și de la un client care se afla în bancă în momentul atacului, însă acesta cel mai probabil nu a putut să intervină de frica armei, însă cu siguranță le poate da detalii anchetatorilor importante despre acesta. Polițiștii de asemenea urmează să ridice și camerele de supraveghere, imaginile surprinse de camerele de supraveghere, și cu ajutorul acestora vor încerca să-l identifice pe bărbat în cel mai scurt timp.